Iată-ne la ediția de prânz, joi, RFI, Business On Air, suntem în aer, poate că și la propriu, dar rolul și scopul emisiunii noastre este acela de a discuta în cadrul fixat de RFI, decriptăm realitatea, o înțelegem. Iată-ne în studio alături de un mai vechi prieten al emisiunii noastre, avocatul Iulian Lepa, avocat specializat în dreptul proprietății. Bună ziua, domnule Lepa! Bună ziua și bine v-am regăsit! În câteva minute o să intrăm în direct prin telefon cu un, să spunem așa, cu un observator destul de avizat al cadrului, al fundalului european din perspectiva politică, de politici, să spunem așa, și financiară de la Târgu Mureș. Dar până atunci, domnule Lepa, când ne-am gândit la emisiune, ne gândiserăm la un anumit cadru legal, s-au întâmplat însă, iată, niște evoluții în zona restituirilor, dacă puteți să ne detaliați. Un nou guvern, noi evoluții. Da, și se pare că salvarea a venit de acolo de unde ne așteptam cel mai puțin, și anume de la primul ministru Ponta, care a declarat cum că a ajuns la concluzia că plafonarea și eșalonarea nu ar fi conformă standardelor CEDO. E vorba de o plafonare, domnule Lepa? Da. Deci e vorba de acea celebră plafonare. Era vorba de un proiect de lege. Acum un an o anunțați aici la microfonul RFI Business Owner. Iată, guvernul Ungureanu... Era inevitabil, să nu credeți că sunt înzestrat cu darul prorocirii. Da. Era vorba de bani. Statul nu-și putea permite o asemenea povară. Da, deci e vorba de acel proiect de lege unde s-a propus ca despăgubirile să fie plafonate la 15%, iar banii să se remită în termen de 10 până la 12 ani. Deci era vorba de o naționalizare. O nouă naționalizare. O nouă naționalizare, da, a cincea naționalizare. Și se pare că acest guvern are o altă părere față de precedentul. Și anume? Și anume, n-au venit până acum cu nicio soluție. Termenul limită până la care noua legislație trebuie adoptată este, dacă nu mă înșel, de 12 sau 15 iulie. Am înțeles că s-a cerut o prelungire de 9 luni de zile până după alegeri, ca astfel guvernul, noua majoritate constituită, care va avea presupunem o legitimitate mult mai aprofundată, să fie în măsură să își asume o astfel de măsură legislativă. Însă este până acum clar că în viitorul apropiat aceste despăgubiri nu vor fi nici plafonate și nici eșalonate. Și în plus față de aceasta, deci există o cauză, îi spune cauza Marin și Gheorghe Rădulescu din 2010 contra României. Un precedent de la Curtea Europeană? De la Curtea Europeană, Curtea CEDO, care spune clar că deciziile administrative emise de către primăria VAS sau alte entități notificate și care au fost emise, au dat deja naștere la drepturi patrimoniale în favoarea persoanelor îndreptățite. Asta ce înseamnă, ca să vă explic? Așa, mai pe limbaj. Cum se aplica această plafonare și eșalonare? Deci mai întâi, primăria sau avasul emitea o dispoziție în care se stabilea faptul că persoana îndreptățită are calitate de moștenitor, are dreptul la despăgubiri, și se făcea o propunere de acordarea de despăgubiri de către Comisia Centrală. Or, acest act civil reprezintă un act administrativ irevocabil, care odată emis și necontestat de către nimeni, produce efecte de drept în patrimoniul persoanelor îndreptățite. Asta ce înseamnă? Ei, de fapt, deveneau proprietarii de drept acestui drept de a primi despăgubiri, care urmea să se concretizeze material ulterior. Or, aceste dispoziții irevocabile, aceste acte administrative, dacă ar fi intervenit plafonarea și eșalonarea... Așa cum era ea gândită. Exact, da? Erau călcate în picioare. Deci era vorba de afectarea gravă a unui drept de proprietate deja existent. Se pare că, nu știu, această decizie a primului ministru de a nu plafona și a nu eșalona despăgubirile se poate să fi fost luat având în vedere și formația de jurist a domnului Ponta, care se pare că a înțeles mai bine despre ce este vorba și că aceste acte administrative nu reprezintă doar niște bucăți de hârtie cu valoare intrinsecă, care pot fi anulate oricând. Domnule Lepa, pe un taler al balanței, iată formația de jurist a primului ministru, dar pe celălalt taler, să spunem așa, conformația ideologică de stânga. Cum e în mod surprinzător. Sau mai există o ipoteză, și anume că această măsură
să fi fost anunțată de către primul ministru ca și cap al guvernului, însă negocierile să fie avut loc în culise, iar Partidul Liberal să fi fost, de fapt, artizanul. Vectorul... Da. Mai ales că este în deplină concordanță și consonanță cu platforma ce, exact, politică. Exact, ce așteptăm, partidului. Sau ceea ce în deopște se numește linie de dreapta. Există, iată, încă o întrebare pe subiect, domnule Lepa, și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă readuc aminte numărul de telefon cu care, la care puteți intra în legătură directă cu noi, 0213184040. Am să-l repet, 0213184040. Vorbim, iată, primul subiect al emisiunii Business On Air de astăzi. Este vorba, ne uităm către zona de proprietate și către zona de restituiri. Este vorba despre faptul, domnule Lepa, are sau nu mai are statul român bani? Și știu că noi am mai discutat asta la Business On Air. Statul român este foarte înstărit, să știți. Atâta doar că... Iată, ne dați un context. Momentan stă puțin mai prost cu lichiditățile. Dar asta nu înseamnă că nu este foarte înstărit. Și este ca un om care are, nu știu, 100 de apartamente, nu știu, 50 de terenuri și așa mai departe, atâta doar că nu are lichidități momentan. Statul român este foarte înstărit, să știți. Da. Deci, în raport de alte state din Estul și chiar centrul Europei, participația statului în economie este majoră. Știți. Participația statului în economie, doamnelor și domnilor... Deci companii energetice, companii de stat, la care statul român este acționar majoritar sau deținător important de acțiuni, de statul român, terenuri agricole nelucrate și așa mai departe, de statul român, să nu confundăm bogăția cuiva raportat numai la lichiditățile existente momentane. Nu. Bun. În legătură directă cu noi, în momentul acesta, doamnelor și domnilor, se află domnul Adrian Nemet de la Târgu Mureș. Suntem în legătură cu dânsul. Bună ziua, domnule Nemet! Bună ziua, dumneavoastră! Ne auziți? Bine, vă spunem și că, practic, în direct se poate asculta la Cluj pe 91,7 FM în momentul acesta. Domnul Adrian Nemet, jurist și antreprenor din sfera resurselor umane, headhunting-ului, cum se mai numește, dar astăzi în emisiune, domnule Nemet, vă provocăm, să spunem așa, de la București. Iată, invitatul din studio, vă spunem și dumneavoastră, este domnul Iulian Lepa, avocat în dreptul proprietății. Ultima idee cu care practic încheiem prima parte a emisiunii este: statul român are posibilități, nu are poate lichidități? Vă rugăm să comentăm un pic, câteva minute pe subiectul acesta, până ajungem de fapt la tabloul de fundal european, unde vreau să ajungem. Sigur. Uitați, deci statul român de fapt este principalul actor în economia românească, este cel mai mare deținător de active din economia românească. Așa cum a spus și domnul Lepa, pe care îl salut pe această cale. Asemenea. Statul român este un deținător majoritar la companii extrem de prețioase, precum Hidroelectrica, RomGaz și mai departe, TransGaz și TransElectrica și multe altele. Statul român este cel mai mare deținător imobiliar în România, are foarte multe terenuri intravilane și extravilane încă în proprietatea sa, în proprietatea privată a statului și în proprietatea publică. Cu toate acestea, sincopele, domnule Nemet, sunt destul de mari, probabil că problema, și cred că agreăm împreună, stă în zona cum administrăm, nu? Managementul acestui tip de proprietate. Sigur. Cel mai bun mod de a administra aceste resurse, în condițiile în care statul român are însemnate creanțe de stins față de foștii proprietari, să zicem, pe care încă nu i-a despăgubit și n-a vrut, de fapt, să facă despăgubirea așa cum s-a angajat și prin Constituție și prin legislația specială în materie, este ca în lipsa lichidităților, pe care înțelegem, momentan nu le are, este criză, bugetul este limitat și așa mai departe, pur și simplu, aceste active, sub formă fie de acțiuni, fie de bunuri mobile sau imobiliare, pot fi transferate foștilor proprietari, în așa fel încât reparația să fie justă și echitabilă. Cum, deci de altfel este foarte simplu.
Unde altfel și cere legea. Și cu această ocazie, statul, pierdându-și controlul majoritar asupra companiilor, va interveni, ca și o consecință firească, managementul privat, care va fi mult mai eficient. Da. Nu se vor mai face contracte cu statul pe numele soacrei sau contracte politice cu dedicație, vor dispărea băieții deștepți din aceste companii și așa mai departe. Statul va încasa mult mai mulți bani sub formă de taxe și impozite. Deci, aparent, deși statul își diminuează participația, el va avea mult mai mult de câștigat ulterior prin creșterea eficienței concrete a acestor companii, prin creșterea încasărilor bugetare și așa mai departe. Deci statul are numai de câștigat. Foarte interesantă ideea. Domnule Nemet, vreau să vă întreb, ca să închidem cu partea aceasta a emisiunii. Avem o decizie a primului ministru, cum foarte bine comenta aici domnul Iulian Lepa, iată, poate că formația de jurist... Deocamdată s-a concretizat doar sub forma unei declarații. Declarații, bun. Deci, e important de precizat, da, avem o declarație. Da, o declarație a primului ministru. Deocamdată n-am îmbrăcat forma niciunui act juridic. Sau normativ da, știți deci, ce este vorba. Renunțarea la celebra plafonare care era anunțată de guvernul Ungureanu. Ce părere aveți? Sigur, bine, e rău? Este cât se poate de corect. Este constituțional, juridic, moral și corect. Bun. O să vă rog să ne mutăm acum, domnule Lepa, domnule Nemet, doamnelor și domnilor, business owner, invitat în studio domnul Iulian Lepa, este avocat specializat în dreptul proprietății, tot în zona proprietății juridică, este și invitatul de la Târgu Mureș, chiar avem o premieră și vă mulțumim că ați reușit să intrați în legătură cu noi, domnul Adrian Nemet, dar și specialist în zona resurselor umane, dar poate mai mult decât atât am să fac apel în minutele următoare, domnule Nemet, la competențele dumneavoastră de, să spunem așa, observator al fenomenului larg al cadrului financiar economic european. Practic la Business On Air intrăm, facem și introspecții în zona analizei. Iată pe agendă și vă dau două, să spunem așa, fixăm un pic cadrul discuției. Noul binom de putere, să spunem, noul președinte al Franței, François Hollande, și binomul de putere cu cancelarul Merkel, și în același timp o declarație de ultimă oră care curge pe agenții și a fost citată la RFI despre o declarație destul de dură a directorului general al Băncii Centrale Europene în ceea ce privește situația Greciei. Deci, iată, Grecia, așa cum povesteam și înainte de emisiune, cu termenul Grexit, nu? Finanțiștii încep să-l pomenească și soluțiile care se întrevăd și, sigur, pe finalul emisiunii să ne uităm și către România. Tsunamiul ăsta, în ce măsură va lovi și zona noastră? Vă rog. Uitați, după părerea mea, avertismentul lansat de Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene, trebuie citit ca un avertisment foarte clar și serios, la adresa Greciei, a poporului grec, a electoratului grec, care va fi din nou chemat la urne pe data de 17 iunie să voteze, să spună părerea despre dorința grecilor de a participa în continuare în zona euro și Uniunea Europeană sau nu. Acesta este avertismentul. Este, de fapt, avertismentul concret de astăzi. Este oprirea finanțării băncilor elene. Vorba de cele 50 de miliarde, domnule Nemet, nu? Mi se pare din cele 130. Da. Da, este vorba de oprirea acestei finanțări până când situația de acolo se clarifică, până când băncile elene vor fi recapitalizate în așa fel încât ele să poată lua acești bani în condițiile în care banii aceștia vin de la o bancă, la o altă bancă, ei trebuie dați înapoi. Trebuie înțeles că banii luați împrumut trebuie dați înapoi. Această criză, de fapt, își are temel exact în această nelămurire și nedumerire a foarte multor principiu... oameni sau foarte da, și anume că atunci când iei niște bani trebuie să-i și restitui. Mie mi se pare fascinant, dar sigur, nu despre fascinație discutăm aici. Vă întrerup o clipă, domnule Nemet, pentru că suntem sub presiunea timpului, pentru a mai introduce un element și sunteți ambii dumneavoastră, atât domnul Lepa cât și dumneavoastră este de formație juridică. Mie însumi îmi place recursul la istorie. Domnilor, există o frază celebră în cultura politică
să spunem așa, grecească, dar în general, cultura politică europeană, în care un prim-ministru al Greciei, la jumătatea secolului trecut, vorbim de fapt de secolul XIX, spunea suveranului Greciei, maestate, regret, suntem în faliment. Domnule Nemet, istoria... Ar fi a cincea oră când Grecia ar intra în faliment. Despre ce vorbim aici? Da, vă rog. Grecia este de fapt în default, de facto, din momentul restructurării datoriei sale private, Grecia de facto este de fapt în default. Nu mai există niciun fel de creditor privat serios care să împrumute bani statului grec în continuare, în condițiile în care, bineînțeles, nu e deloc clar dacă și va primi sau nu înapoi. Deci, un astfel de stat este, de fapt, în faliment. El nu mai poate accepta... Da, de facto. Și încă nu a survenit și falimentul de drept. E o chestiune de timp, ca și cu Titanicul. Da, toată lumea știa că trebuie să se scufunde. Ceea ce însă trebuie clarificat și înțeles, dacă poporul grec, prin reprezentanții pe care și va alege, prin guvernul care va decurge din alegerile care vor fi, 17 iunie, se angajează în continuare să facă ceea ce trebuie ca să revină pe linia de plutire sau nu. Pentru că dacă va rezulta un guvern care nu vrea să-și asume niciun fel de acorduri semnate până acum de reprezentanții legali ai grecilor și care au acceptat ajutorul extern asumându-și necesitatea de a face reforme în Grecia, deci dacă nu vor fi recunoscute angajamentele Greciei de până acum, atunci, bineînțeles, vom avea de-a face cu un default, un faliment propriu-zis, declarat, și care va produce toate efectele, inclusiv Grixit-ul de care se vorbește atât de mult. Da, dacă nu mă înșel, din sondaje rezultă că la următoarele alegeri, partidele de extremă, atât dreapta cât și stânga, vor obține mult mai multe voturi. Ori aceste partide se opun cu vehemență continuării măsurilor de austeritate. Deci nu știm în ce măsură viitoarea majoritate parlamentară va fi dispusă să continue sau nu. Avem 5 săptămâni să aflăm acest lucru. Într-adevăr, la ora actuală, în sondajele de opinie, partidul Syriza, care este partidul de extremă stângă, are cele mai multe procente, aproximativ 20%. Asta nu înseamnă că va conduce viitorul guvern. E o situație nebuloasă în Grecia la ora actuală. Urmează să se clarifice. Haideți să ne mutăm către cancelariile, către Paris și către Bonn, către Berlin. Iată-ne, practic, cu un nou președinte francez. Cum vedeți, domnule Nemet, din analizele dumneavoastră, noul binom de putere european? Franța și Germania sunt adevăratul nucleu al Uniunii Europene. Așa a fost și așa va rămâne. Chiar dacă există diferențe de opinii între noul președinte instalat la Palatul Elize și doamna Merkel, eu sunt sigur că în virtutea culturii politice și a civilizației acestor două națiuni, treaba va merge foarte bine înainte și se va colabora. De altfel, prima vizită, la câteva ore după instalarea lui Hollande la Elize, prima vizită pe care a făcut-o, în aceeași zi, a fost la Berlin pentru ca să se întâlnească cu cancelarul german, doamna Merkel, cu care au afirmat foarte clar că doresc în continuare rămânerea Greciei în zona euro. De ce? Rămânerea Greciei în zona euro costă mai puțin decât ieșirea Greciei din zona euro, la ora actuală. Deci un eventual default necontrolat al Greciei ar însemna pagube totalizate pentru Uniunea Europeană de aproximativ 1.000 de miliarde de euro. Rămânerea Greciei în zona euro ar fi semnificativ mai puțin.
Bun, ce mă gândeam acum, bun, există, din câte cunosc și știți foarte bine, tratatul de la Lisabona vorbește despre ieșirea, adică avem stipulat cum iese o țară și că iese o țară din, din Uniunea Europeană, dar nu că iese din zona euro. Asta mi se pare, adică este off the scale, cum spun. Și ieșirea din zona euro poate să fie haotică și necontrolată sau controlată. La aici aș vrea să ne îndreptăm, domnule Nemet. Asta ar însemna doar că ieșirea din zona euro, după ce o țară a intrat și în Uniunea Europeană și a aderat și la zona euro, ieșirea din zona euro se poate doar prin ieșirea din Uniunea Europeană, deocamdată. Deci, categoriile juridice care guvernează o astfel de acțiune ar presupune exact asta. Deci, poporul grec este chemat să aleagă între apartenența sa la Uniunea Europeană sau ieșirea din Uniune, probabil pentru o perioadă mai mult sau mai puțin limitată de timp, cu toate efectele care vor decurge din Și cu totul paradoxal, având în vedere că Grecia este leagănul democrației și al civilizației în Europa. La nivel de semnal către lumea mare, domnilor, cu siguranță, într-adevăr, că este un paradox. Domnule Nemet, unde se situează România în ecuația aceasta? Practic, ne întoarcem cumva pe meleagurile noastre. Vorbeam la începutul emisiunii de un stat care nu este, adică care are posibilități, nu are însă, sigur, lichidități și poate nici știința și putința de multe ori să le pună în valoare. Unde se află România în ecuația aceasta de putere macroeconomică, să spunem, și geopolitică la acest moment? Suntem, sigur, practic în fața unui val tsunami, poate. Să nu exagerez, dar poate că pe undeva... Dacă se produce un default necontrolat al Greciei, sau un default de fapt, ca să... Rămâneți în terminologia de iure. Atunci vom avea o mare problemă. De ce? Pentru că ceea ce s-a văzut din falimentul Lehman Brothers a fost că chiar și o instituție financiară cu un impact foarte important la nivelul lumii financiare, în momentul când intră în default, produce unde de șoc care apoi blochează sau îngreunează foarte mult pe perioada următoare funcționarea sistemului financiar la nivel global. Deci, efectele unui eventual default necontrolat al Greciei vor fi foarte serioase. De asta, doamna Merkel cu François Hollande, președintele Franței, de asta au lansat imediat acel mesaj de susținere al Greciei și această chestiune este tratată cu foarte multă responsabilitate. Noi, deocamdată, România este o țară stabilă, chiar dacă nu suntem foarte bogați, este o țară stabilă, bine gestionată de către Banca Centrală. După părerea mea, domnul guvernator Isărescu a făcut tot ceea ce trebuia să facă ca să mențină stabilitatea financiară a țării. Cu toate acestea, avem un leu care, uite-l că a început să sufle din greu. E omniprezent în regiune. Și forintul este o problemă. Nici n-ar putea leu nostru să nu reacționeze la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Însă suntem mult mai pregătiți decât în toamna anului 2008. Bun, domnule Nemet, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Doamnelor și domnilor, în studio alături de noi la Business On Air, domnul Iulian Lepa, avocat specializat în dreptul proprietății, prin telefon de la Târgu Mureș, domnul Adrian Nemet, antreprenor și jurist, dar în primul rând un observator și iată un insider, să spunem așa, al lumii, al macroeconomiei. Domnule Nemet, permiteți-mi să acum în direct să vă invit prin telefon și săptămâna viitoare la emisiune. Nu știu, rămâne să vedem după emisiune dacă ne coordonăm. Și vă și spun de ce, pentru că ascultându-vă mi-am dat seama că poate nu se discută foarte mult și am văzut asta pe site-ul de limba engleză grecești. Grecii acuză cumva comunitatea internațională, cu trimiteri peste tot, că nu se discută despre potențialitatea reală, comercială a Greciei. Spuneați, statul român e un stat foarte bogat și
Dom'le, vă invit să discutăm cât de bogat și ce mai poate să ofere statul grec după un default, după momentul la care se spune stop joc. Și de aici încolo suntem tot noi grecii care de 2000 și ceva de ani suntem siguri ne tot revenim din diverse defaulturi. Nu știu dacă acceptați provocarea noastră pentru săptămâna viitoare. Accept cu plăcere. Să discutăm un pic despre ce potențialitate are la export, la au insulele, sigur. În ce măsură insulele astea reprezintă, discutam înainte de emisiune cu domnul Lepa, un anume interes pentru deocamdată se pare că au potențialitate la pseudo-șantaj, în sensul că vă costă mult mai mult ca noi să ieșim din UE, vă costă mai puțin ca să rămânem, dar cu condițiile noastre. Și anume, să nu vă restituim banii și să încetăm cu austeritatea. Nu știu, se poate vedea și din această perspectivă ceea ce se întâmplă pe scena internațională. Este un punct de vedere. De aici, din studio de la București, vă mulțumim pentru prezența în emisiune, domnule Nemeth. Dacă reușim și data viitoare, joia viitoare, noi suntem pe Unde Radio și vă așteptăm cu drag. În studio, domnule Lepa, concluzia de final, să spunem așa, iată, avem în discuție două state, nu? România și Grecia și evoluțiile pe scenă. Cum vedeți, frate, 2012 e un an foarte complicat din perspectivă politică. Da, să spună așa. Că este sfârșitul lumii. A, faceți referire. Și da, poate, un sfârșitul poate unei anume, să putem să forțăm unei anume tip de lumi, un anume tip de model, nu știu, iată, falimente, care default. Se împrumută fără limită și injectează bani în consum în mod irresponsabil și își falsificau la nivel guvernamental statisticile oficiale. Da, se pare că al acestui tip de modus operandi, să spunem așa, doamnelor și domnilor, pe această idee încheiem, ea conține o doză de optimism moderat, să spunem așa, în orice prăbușire stau există poate o cauză. Scânteile cauze și poate chiar scânteile unei noi construcții. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Emisiunea vă este adusă de Eurosan Management and Consulting. Dumneavoastră rămâneți pe RFI pentru știrile orei 14. La revedere! Ascultă Business On Air, program realizat de Daniel Pavel.